Președintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu îi cere președintelui Klaus Iohannis să ia o poziție publică față de dezvăluirile din presă conform cărora procurorul general Augustin Lazăr a persecutat dizidenți politici în perioada comunistă. Astăzi, într-o conferință de presă de la sediul partidului, Alde Mehedin susține demersul lui Călin Popescu Tăriceanu și îi cere procurorului general să aibă decența de a-și da demisia. Alde consideră că subiectul nu este epuizat și nu poate fi epuizat decât atunci când va avea finalitatea dorită și solicitată de președintele Călin Popescu Tăriceanu, și anume demiterea procurorului general. Am aflat din mass media cu toții de poziția pe care acesta a avut-o, o poziție obedientă față de regimul comunist, și nu este posibil ca la 30 de ani de la căderea comunismului să se găsească într-o funcție cu puternice repere morale, deontologice și de etică pentru alți procurori din România, câtă vreme domnul Augustin Lazăr, în calitatea pe care a avut-o, a contribuit la încălcarea libertăților, drepturilor, integrității unei persoane sau chiar a mai multora, și acum când vorbesc de o persoană mă refer la dizidentul Iulius Filip, dar cu siguranță nu este singurul care a avut de suferit. Este cu atât mai grav cu cât domnul procuror Augustin Lazăr nu a negat niciodată implicarea pe care a avut-o în suferințele provocate acestei persoane, însă a apreciat că a avut un rol minor. Potrivit Alde Mehedin, șeful statului are acum ocazia să intre în rolul constituțional de garant al democrației și să-l demită pe Augustin Lazăr. Considerăm că președintele României ar trebui să aibă o atitudine mult mai fermă și să nu clameze independența justiției doar ca slogan electoral, aflându-se în permanență în campanie electorală. Are ocazia acum să dovedească cât de puternic crede în principiul acesta al independenței și libertății justiției, făcând gestul de onoare de a-l demite pe Augustin Lazăr, care în apărarea sa nu a invocat decât că nu a făcut poliție politică. Nici nu a fost acuzat de poliție politică, nu a fost nicio clipă confirmată apartenența sa la acest tip de organ înainte de anul 1989, însă în calitatea pe care a avut-o, cu atitudinea obedientă pe care a avut-o, a servit regimul comunist și nu trebuie să se mai regăsească în funcția de procuror general al României, democrate și cu o justiție independentă.